Că până acum n-am auzit de un sportiv grav bolnav în România, ca dovadă că s-au început pregătirile nu numai în fotbal, și în alte sporturi, și lucruri care se puteau întâmpla și înainte. Pentru că nu cred și rămân la convingerea mea că nu cred că port drapelul, știu, rezistenței la un virus, nu trebuie să fie sportivii. Dacă sportivii, ca tineri și ca oameni sănătoși, nu pot să facă mișcare și sunt închiși știu, tot felul de condiții din astea de izolare, carantină și așa mai departe, pe cine să poată să se facă, să facă mișcare și să, știu, să dea încredere societății? Cine? Dacă nu un tânăr de 20-25 de ani? O să Da. dea bunica sau străbunicul sau mama? E un punct de vedere. Pe de altă parte, autoritățile spun că e foarte grav. Dacă vreți, facem și o socoteală. Mă refer strict la fotbal, nu la Vă alte rog. discipline sportive. Dacă un teren de fotbal are o suprafață de 7700 de metri pătrați și se antrenează 20 de jucători, 22 de jucători, rezultă vreo 300 de metri pătrați pe cap de jucător. 300 de metri pătrați. Păi Da. și în orice magazin din țară, în orice mijloc de transport în comun, suprafața sau distanța este mult mai mică. Ce înseamnă? Ca să știu, să se poată infecta cineva, din câte am citit, trebuie cam 10-15 minute de o distanță, știu, apropiată, sub un metru. Da. Oricând vreodată în jocul, în antrenamentul fotbaliștilor sau în jocul de fotbal, stai 10 minute unul lângă altul. Când? Nu stai, e adevărat. Că este absurd să crezi că acest virus ar lovi mai mult sportivii decât oamenii în vârstă. Ceea ce s-a și dovedit prin cazurile prezentate, cele 1000 și vreo 200 de decese. 2200 de decese, 1100 au avut morbidități. Deci Da. oameni bolnavi, oameni cu traumatisme și afecțiuni grave. Și sigur că orice impuls, orice virus venit atacă sistemul imunitar. Este logic, dar la Păi un și tânăr. cine are așa interes atunci împotriva sportivilor? Eu nu spun că nu trebuie luate măsuri, n-am spus asta, dar nu să exagerăm, nu cu zelul cu care s-au luat. Adică faptul că se antrenează patru acum, patru peste oră, patru într-un colț al terenului, patru în cealaltă colț al terenului, nu văd care-i logica, decât o grijă exagerată în a demonstra ce și cui. Da. Pentru că demonstrația a fost. Sunt normele europene pe care trebuie să le respectăm, dar fiecare stat își le aplică în funcție de, știu eu, felul în care vede el lucrurile. Suedezii într-un fel, cehii în alt fel. Nemții au început campionatul. Deci dacă nemții Bundesliga a început de o săptămână, E, haideți înseamnă să că nu tot comparăm totuși România cu Bundesliga, domnule președinte, pentru că diferențele sunt enorme. eu nu spun nu, dar principiul rămâne. E adevărat. Bun. Spuneți-mi, vă rog, foarte mulți președinți din Liga 1, de fapt majoritatea, s-au arătat speriați de acel protocol impus de Federație pentru reluarea campionatului, mă rog, Federație și Liga Profesionistă. Vi se par exagerați sau, într-adevăr, e greu de respectat acest protocol? La Liga 1 vă referiți, Da, la da? Liga 1, da. Mi se pare puțin exagerat, dar nu poate fi trecut peste el cu ușurință, pentru că Liga 1, să nu uităm, beneficiază de niște sume de bani din drepturile TV. Nu este vina nimănui că multe cluburi de Liga 1 nu mai atrag și alte sume de bani și rămân strict bugetate pe drepturile TV. Asta nu mai e problema celorlalte Da. cluburi care se descurcă din punctul ăsta de vedere. Și atunci cred că ar fi fost posibilă cheltuiala legată de aceste norme impuse. 2 săptămâni sau o lună de cantonament, știu și eu costurile unui cantonament, a 3 mese pe zi, costurile cazării unui lot de 30, 35, 40 de persoane, să zicem, facem o socoteală și ne duce undeva la 40-50 de mii de euro. Păi dacă tu iei 20 de milioane, 2 milioane de euro din drepturi TV, ai și alte surse de venit, transferul de jucători, încasări Sponsor. la meciuri, sponsori și așa mai departe și nu găsești 1%, 2% maximum din buget să cheltui pentru, știu eu, binele echipei,
nu este în regulă. Ca să nu mai pun la socoteală faptul că timp de două luni n-ai cheltuit mai nimic. Adică acești bani bugetați odată la începutul sezonului competițional, nu? Tot suma respectivă este bugetată, dar tu în martie și în aprilie n-ai avut cantonamente, n-ai avut masă pentru jucători, n-ai avut niciun cost în afară de cel salarial pe care oricum trebuie să-l faci chiar în noile condiții de cantonament. Și atunci suma alocată lunilor martie, bugetate pe martie, aprilie și jumătate din mai, deci două luni și jumătate, poți o cheltui în altă lună și jumătate.